Insufficient permissions. Insufficient permissions. Channel switched. Ты фак бы идти? Блять! Круто, да? Вообще очень весело. Кикните нахрен! Не пизди, что ты туда! Смотри, не пытались меня кикать, я не могу! 4 голоса всего набираете. Yeah.
Channel switch.
joined your channel. Ok. Așa, la mulți ani. La mulți ani pentru asta, mulțumesc la fel. Suheți. Bine, te-am pus la mulți ani încet. Merge microfonul tot timpul, nu știu care e faza. Nu te-ai pus pe push to talk de aia. Poftim? Nu ești pe push to talk. Mie mi-arată ca și cum ar merge în continuu. Da, da, pentru că e pe push to talk. Nu ești pe push to talk, înțelegi? Că nu ești pe cu buton. Păi da, dar n-ar trebui să... să-mi ia tot timpul. Da, 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 asta e și e pe, fi... e pe voice activation și e dat în chat, adică... Da, asta nu e și voice detection. Dacă era voice detection, nu-ți rămânea prin să înțelegi. Mm-hmm. Sau posibil e că ai ceva zgomot prin cameră și... Nu e nimic zgomot prin cameră. Aia e problema. Asta e ciudat. Pune-ți-l cu pusetul, dacă nu. Mai încerc. Am zis că te jucai Euro Truck și... Da, să am intrat pe single player, gen și probabil nu știu, moduri, pe moduri, oh. Înțelegi? Mă băgasem aseară, ieri, cu fapt, azi noapte să mă joc CSGO. Ah. Mă plictisitem un pic. Da, dar vezi că de pe contul meu mai joacă un băiat, înțelegi? Da, da, am înțeles. Eu mă joc pe CSGO, dar mai rar, că mă enervez, că mor pe timpul primul să... Eu la fel de să mă enervează pe mine. Mai ies odată, mai ies și mai intr-o dată, că e ceva ciudat. Ok. Bine? Imediat. Mă găsesc eu. Disconnected. Connected. Channel switched. Foarte ciudat. Da, tu spune-ți-l pe pulsator, ca să nu-ți mai de voice detection. Ce de la mic? Eu nu înțeleg că pe alte camere astea, nu mai zic nimic, nu știu ce asta. Uite cum am e, gata, am găsit, gata. Zeule, am luat ăsta, microfonul de la laptop. Ah, și butonam tot. Și se auzea cum cred că lua de acolo și rămânea tot timpul. Și-o dat rău. Așa. Eu m-am băgat pe single player, probez harta asta, promodul. Mi-ai făcut promo că n-am mai zis cu are mult fie. N-am și pe niciodată. Ați făcut până la urmă, ați reușit să faceți sigla așele? Da. Mai facem să văd câteva. Dar sper în fiecare zilele astea le terminăm. Încă lucrează băieții. Na, ba o modifică, ba o nu-i place, ba o mai gândesc ceva nou. Na, e... De ce e de greu? După aia mi-o arată mie, nu-mi place ceva, e zic modifică din nou. Da, ușor, ușor le facem pe. Cunosc. Dragul. Am dormit de asta la 9 pe 2. Până la 9 dimineața, 12 ori ajungi, domnul, cred că ne bag. Da, corect. Asta e că făceam și live pe Facebook, pe YouTube, acum nu-mi aminte. Și să se văd aici setările, că n-am mai făcut de mult. Da, Adrian, se vedea blue screen pe black screen pentru că eram în sete.
cum ai, ce ai făcut titlul de Revelion? Acasă. Acasă? O formă de da. Adevărul că și am mers 10 metri mai încolo, da? N-am rupt Revelionul ăsta. Păi? N-am stat mult. Cum am și cu piciorul mai greu. Aha. Îți dai seama, e mai... După aia de aia trebuie să dorm acolo, bineînțeles, că n-avem cum să ajung acasă. Exact, da. Decât foarte greu. Și na, oboseală, după aia am ajuns acasă ieri. Eram pe altă planetă, mi-era un somn de muream. Că na, bineînțeles că n-am avut pat, adică na, eram mult și am dormit pe jos, pe un sac de dormit. Cum ar fi deranjat? Nu mă deranjează, dar... La un moment dat îți dai seama că a devenit incomod. Nu, nu, dar tu faci live acum? Da. Ah, ce e dăm link de la canalul tău? Ce? Dăm link de la canalul tău. Stai așa. Stai să mor și după aia. Stai un pic. Dar ce joci? Dar ce să joci? Oh. N-am mai jucat un CS de 5-6 ani. Liniștit. Și vreau să te testez. Da, l-am prins ieri la ofertă și am zis să-l trebuie. Și am zis să-l și iau dacă... Nu sunt eu cel mai bun. Am fost la un moment dat cât de cât ok. Deci, nu știu de unde să ți-l dau. Așa. Când prea mă pricep pe la asta de picei. Ce are, mă? Da, am vrut să intru shed la voi, dar n-am avut chef de nimic să mă joc, să n-am avut chef de absolut nimic. Am varză. Am mult oboseală, știi? Ți apare? Acum mai intru. Așa că cred că am murit. Bine, acum e problema că s-ar putea să merg un pic mai rău că sunt pe Wi-Fi și... Bineînțeles.
Dar trebuie să-ți faci ținta cu asta. Ce să fac? Ținta. Ce cu ea? Trebuie să-ți o faci. Asta știu, dar n-am mai stat. Știți că eu joc doar așa de... m-am plictisit un pic. Cazual, da. Prea mai merde mie să mă joc cum mă jucam înainte. Ia uite-mă ce m-am luat fraierul. Na, trebuie să mă obișnuiesc, că eu n-am mai jucat de secole. Ești mai știam că se dezamorsează bomba. Dacă îți vine să crezi. Ia uite-mă ce face pisica asta mea, Doamne ferește. Să alerge de nebună prin casă. User joined your channel. Salut. Salut, la mulți ani. Mersi, la fel. Dar merge ok live-ul, nu? Da, da, că nu știu de aia. E bun. Mă să arată. Ești live? Da. Salut, tub. Ce? Salut, tub. Da, da, salut, tub. N-am eu foarte mult, stai niște. Live n-am mai făcut de jumătate de an. Așa cum am amintesc că eram mic, făceam live-uri, nu live, făceam videoclipuri și puneam pe YouTube. Și toți băieții, tot timpul când mă întâlneam cu ei pe stradă, îmi ziceai, uai, îmi faci promovare, îmi faci promovare. Și acum o uita de YouTube, că după aia am scris canalul, o uita de YouTube și acum am zis și numai dumea. Da. Uite-mă ce mi-a plăcut. E ciudat așa să te joci după un groaz de timp, gen CS și de-astea. Chiar idol, tu ai, voi aveți de fapt GTA 5-ul? Nu. Îl are băieți, are ca e în sub asta. Da, că mă bate gândul. Acum unul știu că joacă Battleground, iar celălalt joacă Minecraft. Minecraft, am văzut că erau pe canalul de Minecraft. A. Că... E 2 știu cum mai joc, mai este 6, dar nu știu că am început cum îi joc pe mine, sabat. Nu-i urmăresc, nu-i întreb. La mulți ani, Gheorghe. La mulți ani, la mulți ani. Merge. Merge, merge. Dar numai că nu-i plătită. La tine, merge treaba. Meri cu peri. Am care pe euro, frate, ha. Cum? Care pe euro, frate, ha. Eu sunt pe euro track, dar single player mă joc promot.
să mai bag niște moduri ceva, să văd și combinat. Ne dă poftă de Eurotrack. Dacă vreți, stai că ies din ăsta și nu știu că am Eurotrack. Păi zi! Păi nu, că nu prea m-am jucat așa că n-aveam cu ce să mă joc Eurotrack și m-am, adică aveam un singur băiat și m-am cam plictisit. Văd că au făcut efect alt cont pe Trackbook. Am văzut de aici, ne-a zis. Am băgat mai înainte, acum, mai înainte, un competitiv. Toți erau Golnova, unul era Golnova 4, 1, 3 și unul, restul 2 și 1. Și eu eram loc 1, dacă vreți vă dau poză, aveam câte kilo aveam? Aveam 27 de kilo și 10, 19. Bravo, Sabi. Ia uite-mă, sunt cu 3 și eu sunt cu pistolul. Gata, hai jucăm, jucăm Eurotrack. Eu mă bal la singur pe el. Da, hai că jucăm Eurotrack. Hai. Ești pe ce euro? Păi ce-o fi numai pe 1 să nu intri, că e limita la 90. Intră și tu pe 2 dacă e liber, dacă nu pe 3. Da, vezi că Gheorghe nu trece limita de 90. Atunci ești cam pe 1. N-am nicio problemă. Ești cam pe 1. Intrăm pe 1 atunci? Intră pe unul, Costi, că pe unul intră, Gheorghe. Da, acum intru. Gheorghe, nu mai zici tu orașul unde se intre. Cine să zică? Că n-am fost atent. Nu, Gheorghe, ah, Gheorghe. Păi să zică, da, să zică. Ce are mă obiectul ăsta? De ce n-a vrut să ia live-ul de pe PS? Hai mă... Uite ce faci. Hai că am revenit. Da, stai un pic. Stau. Aici. Da, băgă-te prin ăsta. User joined your channel. Vezi că facem așa. Vezi că este... Dai la căutare firmă, search. Pro... Pro United și intri acolo, dai aplicație. A, el zice să te bagi pe Trackersbook ăsta. Ca să vezi cont de starge aplicate. Pe ce să fac? Pe ce să intru? Pe Trackersbook, îți dai el aplicația acolo. Abar n-am ce e ăla. Uite, ți l-am trimis acum. Ah, stai că acum am văzut, gata. Hai imediat, așa. Ai descărcat, ai cont acolo. Pe ce? Pe ce să am? Pe Trackers? Da. Pe ăsta pe care mi-ai dat acum? Da. Nu. Păi. Fac acum, stai așa. N-am intrat niciodată și nu știu despre ce e vorba. Da, Team Viewer-ul. Da. Cred că mă descurc, stai să vedem, că n-am nici Team Viewer-ul încă. Stai că nu mai știu parola de la Steam.
Îmi trimite mesaj acum, nu pot să văd. Ai, mă, cum dai să nu mai știu parola Steam, mă, incredibil. Merit-o? Nu-mi vine o să cred. Așa. Trebuie să mă înregistrez aici, presupun, nu? Da. Așa, stai că-i fac imediat. Și ce, asta ține socoteala la ce? La curse? La... Da, da. Da, kilometri. Bun. Cont acolo și descarci site-ul. Ok. Descarci programul ăla. Riller. Mm. Ții cam cât s-a luat să se încarce ăsta, eu o trag cu promont. Nu, știu că acum intru și eu. Până acum am căutat niște moduri să văd. De lumină. Mie cam îmi ia vreo 5 minute, maxim 10. Să ce, se deschide Eurotrack-ul? Nu, se încarce să intre în meniul ăla. Nu, că de-abia o trecut de jumate. Sau acum i-am dat plin. Da, la acum, mine... Da, acum și... știu că trebuie să aștept tot. Asta download client, nu? Da, da. Da. Okay. Și la mine. Și acum mă duc să-mi fac un cafea. Vezi că faci prin Eurotrack și American Track, da. Dar Americanul nu l-am instalat. Păi instalează-l și pe ăla. Păi nu am spațiu momentan pe disc. Și oricum nu prea mă joc. Are importanță? Păi o să avem și convoie. Pe American Track. Păi și nu pot să-l mai instalez după aia odată? Oricum va trebui să-mi instalez din nou iarăși MP-ul și tot. Și instalezi, dezinstalezi. Ce să fac acum, că trebuie să stau să șterg ce am pe aici și... Aia e problema. Ce tare e. Stai așa. Mi-am umplut calculatorul cu alte chestii, că n-am decât două SSD-uri. Cât are o American Track ăsta așa? Aha, are cam cât are eu o track. Un pic mai mult, mi-e spus.